Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi Radio Prodatina din nou pe teren și avem de gând să povestim despre un parteneriat foarte frumos, despre colaborarea dintre Asociația Prodatina și Casa de Cultură din uh, uh, Gearmata și Primăria Consiliului și... Local. Și cu primăria, și cu Consiliul Local, și cu locuitorii de aici. Este un parteneriat foarte frumos. Domnul Rusalin Hoarca este directorul Casei de Cultură din Gearmata și uh, îl rugăm să ne spună despre activitatea pe care o desfășurați, care astăzi este chiar efervescentă. Este și zi importantă. Mulțumesc, Româna, bună ziua tuturor! Vă mulțumim că ați venit în sprijinul nostru și prin dumneavoastră, mass media, se poate realiza mai multe și să ne cunoască lumea mai multă și prin radio și prin televiziune. Deci referitor la Casa de Cultură, s-a început activitatea culturală în, 90... în 2001, așa? cu care am pornit cu o formație de dansuri populare, ca la început. Am funcționat vreo patru ani jumate, după aceea am hotărât cu o colegă care a fost dansatoare în Asamblu Banatu, doamna Vera, și cu doamna Maria Petchescu a preluat doamna Petchescu vocalul și instrumentești cu pregătire, iar doamna Vera formația de dansuri și încet, încet ne-am transformat în ansamblu, ansamblu Sânziene Bănățenie, la care la ora actuală avem evenimente foarte importante, am luat marele premiu care de 10 ani chiar tot încercăm în forță să ajungem și noi, am mai luat premii, premiul întâi am mai luat, dar Marele Premiu a fost acest an la Dav Cuzeste, deci festivalul. În aceste perioade, până când am ajuns în ansamblul Simțenei Bănețene, am avut și formație de muzică ușoară, deci break dance cu copii și dans modern cu fetele, fete care activau și în formație de dansuri și la activitățile respective de dans modern. Și încet, încet, cu sprijinul primării, care a fost primarul respectiv, a luat amploare până la ora actuală. Acum putem să-i mulțumim domnului primar, Consiliul Local, cetățenii din comună, părinților și copiii care sunt implicați, care s-au implicat foarte mult, ori venit în sprijinul nostru, inclusiv cu costume confecționate de ei. Și avem la ora actuală, deci, trei generații. Deci, grupă mică, mijlocie și grupă mare. Așa, dintre care am participat la festivale la Dacuzeste, am participat în țara la diferite festivale, am fost invitați în Serbia, în Ungaria, în Bulgaria, țările vecine, pot să spun că în toate. Pentru viitor am vrea să mergem mai departe. Avem finanțare din partea primării, din partea Consiliului Local și avem finanțare pentru a ne înzestra cu costume. Avem trei rânduri de costume ține, dar vrem să ne înzestrăm și cu alte rânduri de costume. Să ne Ați repeleștă. observat că m-am îmbrăcat și da, eu de aici, de la dumneavoastră, de la muzeu? Foarte mult și că totuși prin asta se vede și deosebită plăcerea dumneavoastră de că deci sunteți iubitoare de folclor. Așa, dintre care anul viitor și anii viitor care ne-am propus, tot am discutat cu domnul primar și în Consiliul Local, având populație în localitatea noastră, aproape din toate zonele mari ale țării. Avem partea multe, sunt de partea de nord a moldovenilor, este Ardealul, este Banat, mai puțin Oltenia de tot. Și vrem să facem câteva costume la care să facem un mozaic. 3-4 perechi să reprezinte o zonă, 2-3 perechi să reprezintă o zonă respectivă și să putem să satisfacem plăcerile cetățenilor noștri care sunt aici stabiliți. Poate că s-a observat și la rugă și în alte evenimente, avem și dansuri sârbești, avem și ungurești, avem și germane la care am luat și locuri întâi cu ani în urmă, dar acum intră la marele premă total. Acum, dacă totuși mai este ceva, mai puteți să-mi puneți câte o întrebare. Activitatea merge bine, avem repetiții săptămânale, deci este stabilită ziua de luni, repede, marța este cu soliștii și instrumentiști și aproape ca un fel de semiprofesioniști. Cu trecutul m-ați lămurit, cu prezentul stați bine, adică lucrați bine. Uh, viitorul e asigurat, din moment ce aveți grupă mică, uh, copiii vin către dumneavoastră ca să învețe tradițiile, preia să preia tradițiile, generații. ceea ce e foarte important. Se preia, da, asta ne-am și gândit și noi. E, generațiile care sunt la ora actuală sunt studenți, că deja au trecut studenți. Ne bucurăm faptul că o parte dintre băieții care e copiii și fetele care e sori, inițiat la noi în Casa de Cultură, sunt angajați în ansamblu profesionist Mănat. I-am văzut uh, astăzi la uh, Hora din fața hora bisericii. bisericii. Foarte frumos! Asta ne bucură foarte mult, meritele sunt alu' colega, al coregraf, al Vera. Pe viitor ne-am gândit că să avem generați peste generați, pentru că dintre ei se căsătoresc sau plec la diferite facultăți, la diferite servicii și noi ne-am pregătit pentru că avem generații respective și este iubitor de folclor. Printre care avem și acest muzeu. Referitor la acest muzeu, acum vedeți dumneavoastră ce este. Avem și în localitate foarte multe persoane care ar veni în sprijinul nostru să ne aducă diferite obiecte, chiar și îmbrăcăminte și știu eu, obiecte de țesut sau cum se spunea înainte, rășchitori, furcă de asta la altă, dar nu avem spațiu suficient. Cu Anul viitor se va intra clădirea în reparație, se va extinde și atunci Am auzit noi ceva și ceva. mă gândeam că o să dați din casă. De. Și o să ne extindem atunci cu mai multe. Deci asta este referitor la muzeu până acum, deci este bine. Mulți dintre locali ce au venit cu diferite lucruri, ni le le-am înregistrat și se ne extinde. Am avut cercul de pictură, deci pictură, icoane pe sticlă, cum se spune cu doamna Benda. Le-am văzut expuse le -am văzut. chiar în holul principal al Casei de Cultură, foarte frumoase, m-am oprit, le-am admirat și chiar am întrebat, chiar copiii au făcut așa ceva pentru că sunt minunate? Da, acești copii și dansează și pictează. Pentru viitor e propunerea, am propus-o domnul primar și directorul școlii, dacă s-ar găsi o modalitate, un profesor de muzică care cât de cât înclinație, sau cât de cât să putem să nu scăpăm acești copii care au fost inițiați și își mai doresc că avem copii care sunt dotați de la natură pentru pictură sau pentru sport sau pentru dans, dar nu putem pe unii să-i avantajăm și pe alții nu. Și ar fi păcat să pierdem, pentru că este copii dotați. Și fiind aici cercul de pictură, îi inițiem și noi și poate pe baza respectivă, poate participăm și la alte Așa, Așadar, căutați un colaborator, o persoană Dorim, care da. să instruiască în continuare da, copiii, instruiască copiii pentru încru. cercul de pictură. Le oferim spațiu, le oferim condiții, dar pe viitor sper că se va rezolva în astfel de probleme și cu ei. Referitor la anii care urmează, deci vrem să-i, datorită faptului că am luat Marele Premiu, acest an n-am putut să mergem. Ieșirea peste o tare, ca mai și fost, anul viitor cu siguranță vom să putem să îi, le satisfacem acestor copii undeva de-a că în țara fost. Dar plecând cu ei peste o tare, atragem și generațiile care vin din urmă, pentru că asta este adevărul să mergi. Faptul că dacă mergem în Grecia, poate vizităm și niște lucruri istorice sau antice și este foarte bine pentru ei și ne bucurăm și noi pentru că avem copiii și să nu pierdem ce ne aparține nouă de mediani, de ani, folclorul, obiceiul și costumația. Vedeți ce diferență între nord, țării, că diferă costumul la sud. Nu are nimeni pe planete ce avem noi. Ar fi păcat să se piardă aceste obiecte care sunt a părinților noștri. Prin urmare vom reveni aici la muzeu, la Casa de Cultură din Gearmata și vă vom găsi aici probabil tot timpul înconjurat de copii care vor duce mai departe tradiția. Vă mulțumesc, m-aș bucura mult. Să nu ne uitați, prin dumneavoastră, când ne vizitați, să aflăm mai multe despre noi. Mulțumesc! Și noi mulțumim!